o biserică care ajunge să aibă membri necredincioși în ea, mai mulți decât membrii credincioși, sau cu preponderență membrii necredincioși, este o biserică apostată, o biserică pe care Hristos o varsă din gura lui, o biserică căruia Hristos ia sfeșnicul. Aud în ultima vreme membri obișnuiți a bisericilor slujitori care se plâng de faptul că, într-un fel sau altul, în biserică ajung foarte mulți oameni necredincioși, nenăscuți din nou, care sunt membri. Cum se întâmplă lucrul acesta? În primul rând, se întâmplă datorită evanghelizărilor. Abordarea pe care o au slujitorii și oamenii în general și bisericile acceptă asemenea abordări care sunt nebiblice. Fie mesajul evanghelistic e ciuntit, da? Se predică o evanghelie falsă, o evanghelie prin fapte, o evanghelie moralizatoare, o evanghelie care te face mai bun, o evanghelie care îți promite mare acusarea și că Dumnezeu face nu știu ce lucruri în viața ta, dar care n-au de-a face cu nașterea din nou, cu mântuirea, cu împărăția lui Dumnezeu, cu relația ta cu Hristos, cu iertarea păcatelor, cu eliberarea de păcat și așa mai departe. Fie metodele aplicate în evanghelizările astea sunt greșite, da? Nu este o naștere din nou acolo, nu este pocăință, nu este credința autentică, îs doar niște gesturi fizice, o repetare de rugăciuni și așa mai departe. Datorită evanghelizărilor agresive, a evanghelizărilor care pun un accent obsedant pe metode firești, nebiblice, în biserică intră valuri după valuri de oameni care nu sunt cu adevărat născuți din nou. N-au fost convertiți cu adevărat, n-au auzit Evanghelia adevărată. În al doilea rând, predicarea moralistă continuă în adunările evanghelice sau predicarea legalistă. Legalismul este propovăduirea unor metode de mântuire care nu sunt Evanghelia. Da? Dacă faci anumite fapte, dacă te ții de anumite ceremonii, de anumite ritualuri, ești mântuit. De obicei se pune accentul pe niște fapte fizice exterioare pe care le pot face și ateii și oamenii care nu cred în Dumnezeu. Se pune accent pe o moralitate exterioară, pe o conduită exterioară ușor de îndeplinit, dar care nu reprezintă transformarea lucrată de Duhul Sfânt în credincioși, care nu este un rezultat al nașterii din nou. O moralitate pe care o pot experimenta și ateii. Și chiar auzi pe internet, sunt clipuri în care ateii se laudă cu o moralitate foarte asemănătoare cu cea a credincioșilor. Dar nu asta este lucrarea Duhului Sfânt în credincioși, nu asta este sfințenia pe care o lucrează Dumnezeu în inimile noastre care iasă în afară și nu poate fi egalată niciodată de necredincioși. A treia metodă prin care necredincioșii intră ca membri în adunările evanghelice este botezul. Sunt botezați prunci de pocăiți care nu au experimentat niciodată nașterea din nou. Ei au fost la grupele de copii, au mers după aia la orchestră, au cântat în fanfară, au cântat în cor și părinții pun un fel de presiune pe slujitori ca să le boteze pruncii, că și ei trebuie să căsătorească și așa mai departe. Deși ei nu sunt născuți din nou și nu au dovezi ale nașterii din nou, decât o moralitate din asta ieftină și e bine că lucrurile pe care le fac ei și nu sunt cum trebuie, îs ascunse de ochii publicului. Lucrul acesta nu este cum trebuie și aduce în biserică valuri de necredincioși. Copii de pocăiți, de care sunt necredincioși, care nu au experimentat nașterea din nou. Apoi, unii folosesc botezul ca agenție matrimonială. Vrea un necredincios să căsătorească cu o fată credincioasă, vine în biserică, îl botezăm, avem încă un membru, încă cineva care cotizează financiar, încă cineva care vine din Paști la Crăciun la biserică, lucrurile sunt ok. Dar le este un necredincios. Un necredincios care ajunge să voteze în biserică, că să ia decizii în biserică. În al patrulea rând, slujbele terapeutice consumeriste. Sunt oameni în biserică care sunt plătiți, care sunt chemați, care sunt pregătiți, care sunt profesioniști în a-i face pe ceilalți să se simtă bine. Da? Trebuie să vii la biserică să te simți bine. Asta e teologia lor și filozofia lor, ideologia lor cu privire la ceea ce trebuie să facă biserica. Vrei să te simți bine prin muzică, prin predici, o să spunem numai ce-ți place ție, o să vorbim numai cum îți place ție, o să dăm aerul condiționat cum îți place ție, cântăm cum îți place ție, punem avonul unde îți place ție, să vă simțiți bine. Fraților, simțiți-vă bine. Nu, ăsta e scopul adunării. Și în momentul în care abordez filozofia de lucrare cu mentalitatea asta, normal că atragi ca un magnet oameni necredincioși, că ei vor să se simtă bine cu adevărat. Legat de asta este slujba de tip consumerist. Slujba consumistă.
Veniți la biserică, că noi de asta suntem plătiți, ca să vă dăm vouă, voi numai să consumați, fără să faceți nimic, așa să ajungeți la obezitate spirituală. De fapt, nici măcar nu-i naștere din nou sau o transformare reală acolo. Slujbele consumiste, terapeutice, aduc o mulțime de necredincioși în biserică, care, bineînțeles, se botează și sunt membri acolo și au și pretenții. Apoi, primirea membrilor prin vagabondaj spiritual. Sunt membri care nu-și găsesc locul nicăieri. Stau puțin aici, să mut în altă parte. Sunt motive reale pentru care trebuie să pleci într-o biserică, să te duci în alta. Dar foarte mulți oameni nu fac decât să vagabondeze dintr-o biserică în alta. Și primești în biserică pentru că vrei să ai mai mulți membri și pentru că scorurile contează foarte mult în vremea noastră și cât de mulți oameni sunt în biserică ca să dai senzația că biserica merge bine și nu știi. Sunt născuți din nou, nu sunt născuți din nou. Mulți dintre ei tocmai de asta vin că nu sunt născuți din nou și n-au suportat lucrarea lui Dumnezeu din alte adunări. În al șaselea rând este lipsa disciplinării biblice. Aud în ultima vreme oameni foarte capabili care vorbesc împotriva unor practici biblice și una dintre ele este disciplinarea. Disciplinarea este lăsată de Dumnezeu pentru arătarea credincioșilor adevărați și pentru deconspirarea falșilor credincioși. Un fals credincios nu va suporta disciplinarea biblică. Nu va suporta să fie mustrat, nu va suporta să-i fie atras atenția, nu va suporta să fie pus sub anumite interdicții. Nu va suporta, domnule. Și atunci lipsa disciplinării permite intrarea multor membri în adunare care nu sunt născuți din nou cu adevărat. Și bineînțeles, oamenii folosesc tot felul de tertipuri și tot felul de versete scoase din context, ciupesc versete ca să susțină Dumnezeu, e bun, toți suntem păcătoși, ar trebui să ne disciplinăm pe toți. Nu. Biblia arată foarte clar că există disciplinare pentru anumite fapte care trebuie să făcute prin slujitorii bisericii de către biserică. Și apoi, în final, menționez doar slujbele lumești, făcute pentru orgolii, slujbi făcute pentru exhibiționismul multor oameni care vor să iasă în evidență, să se arate pe ei înșiși, pentru etalarea talentelor, pentru inflamarea invidiilor și orgoliilor oamenilor care au venit în biserică și care n-au nicio treabă cu Dumnezeu. Sau slujbi făcute după moda lumii, sau slujbi făcute după show-urile lumești, sau slujbi făcute pentru distracție. Normal că slujbile astea atrag valuri după valuri de oameni care sunt necredincioși. Până lucrurile astea nu sunt corectate, bisericile se vor umple de necredincioși și din punctul meu de vedere, multe biserici sunt irecuperabile. Sunt atât de mulți membri necredincioși în ele, membri necredincioși care au intrat și în biserică, care sunt factori de influență, factori de decizie și care au dus biserica într-un picaj liber, foarte rapid, agresiv, spre moarte spirituală și spre desființare. Și pentru bisericile astea ar fi mai bine să fie lăsate să moară, că oricum sunt transformate în niște cluburi religioase, în niște comunități care nu mai au prezența lui Hristos în ele, care sunt destituite, lipsite de orice fel de viață spirituală și de prezența Duhului Sfânt. Dar pentru bisericile celelalte care sunt pe calea asta, clipul ăsta să fie un semnal de alarmă, că încă se mai poate face ceva.